Salut, prieteni! Bun venit pe canalul meu! Din nou suntem să mâncăm. Sunt la pensiunea Santa Fe sau Santa Maria. Pensiunea Santa Maria din Bethausen, să ne zicem. Ia să vă arăt un pic locația. E așa frumoasă, înconjurată de natură. Deci sunt în Bethausen, parcă îi zice la Sătuc. Am comandat ciorbă de burtă și tochitură. Am plătit 53 de lei cu tot cu ceai. Și ce să mai, acum aștept să vină că sunt înfometat. Am condus un pic. Am și ochii așa, parcă mi-e somn. Și hai să vedem cum e mâncarea. Hai că mi-a venit ciorbă de văcuță, de fapt. Eu am crezut că am comandat de burtă. Ia să vedem cum o fi. Arată bine. Cred că e de bun augur că n-am comandat de burtă. Wow, ce bună e. Wow. Carnea asta de vițica se topește în gură. E bine făcută și foarte gustoasă. Ce să mai, o bag încet pe toată. După care vă arăt felul 2. Ia uite și felul 2. Ia să vedem cum este. E și ou pe dedesubt, văd. Bă, e foarte bună. Ia uite, bă, prieteni. Hai că am prins și viață, că mi-era somn. Avem și ou. Avem și gust în farfurie. Ce să mai, câteodată mâncarea e și bună. Sunt curios cât costă o casă pe aici, în Bethausen. Pare un sătuc destul de dichisit așa. Am văzut că se și lucrează la drumuri, pun asfalt nou. Au aici la restaurant flux de persoane. Deși e destul de izolat satul ăsta. Bă, nu are sens să mă giftui. O să iau la pachet. E bună și nu vreau nici să o las aici. În cauza că e bună. Uite cât mai am. Îl rog frumos să mă pună la pachet și cu asta basta. I-am zis la băiatul ăsta că o să-i pun pe YouTube duminică. M-a întrebat cum mă găsește. Entuziasmat, de-aia mi-a explicat. Băi, vezi că eu am un canal mic. Cam atât aici cu masa. Hai să vă arăt și din exterior locația. Voiam ieri să vă arăt și împrejurimile de la Santa Maria, dar filmam fără să fi dat rec. E o altă zi și mi-am comandat o pizza. Cam asta e terasa aici. Durează cam mult pizza, dar o aștept. 27 de lei mi-a zis că costă. Și ce să mai, o să vă arăt și vouă cum. Uite, aici mă aflu la restaurantul ăsta. Din Gârjova se cheamă localitatea. Un sat lângă Lugoj, practic. Hai să vedem mâncarea. Hai că a venit pizza. Cu un sos care n-am mai văzut. Ia să-l gust întâi sosul. Ia să văd dacă îmi place sosul ăsta. Are gust de humus. Picant e, are gust de ou. Oare să-l pun? Hai, pun. Pun pe felie și văd dacă îmi place. O pizza capriciosa cu salam, niște măsline. Îmi place ketchup-ul de la Tommy, ce-i drept.
Știi? Mm. Bă, blatul e bun. Mai bag așa un pic prin sos din ăsta. E bine făcută. Îmi place blatul. Îmi place locația. E foarte liniștit, așa, aerisită. Aș zice că am nimerit bine. Mai bag o felie tot așa cu sos. Deja am prins încredere în sosul ăsta. Dar tot nu se compară cu ketchupul de la Tommy. Picant. Picant, bineînțeles, tot timpul. Hai să băgăm așa încet. Hmm? Vă e poftă de pizza. Drept e că eu n-am avut ce să aleg din meniul ăla decât crispy-uri și pizza și de-aia am ales pizza. Deci ca și concluzie, dacă treceți prin Gârjoba, parcă îi zice la sat, opriți-vă aici, băgați o pizza. Beți un suc, stați un pic pe loc. Mm. Dar să-i cereți ketchup de la Tommy. Hai că am dres problema, am cerut ketchup. Ia să vedem acum cum stă treaba. Stă un pic mai bine treaba acum. Bă, oricum, blatul e senzație. Și asta face cam toată pizza. Asta cu ketchupul Tommy e și în funcție de preferință. Ăsta e un ketchup din ăla la găleată, probabil. Cam atât și cu locația asta. Pot spune că mi-a plăcut pizza. 27 de lei face banii. Dacă mai trec aici, o să mai mă opresc la o pizza, să știți. Pentru că, repet, și terasa e faină. Afară plouă, eu stau sub umbreluță, relax. Liniște. În afară de boxa asta de se aude în cap. Ce să zic, hai ne auzim cu următorul fel de mâncare de mâine. Hai că e o nouă zi. Am făcut și sport, deci am voie să bag un meniu Big Mac. Bă, și mi-e și poftă de un meniu Big Mac. Mergem să comandăm și să-l băgăm. Ce să mai? Bună ziua! Un meniu Big Mac, te rog. Cu treaba servim. Un meniu Big Mac, te rog. Cu ce băutură? Cola Zero. Mare sau medie? Medie. Cu ce vă mai pot servi? Atât. 24 de lei, mersi, atât la următoarea dreaptă. Mersi. Hai că l-am luat, m-am decis să-l mănânc așa mai retras în natură. Ia uitați câtă verdeață. Ia să vedem. O fi bun de ceva. Big Mac rules. Și cu un pic de cola din asta zero rece. Wow. Wow, ce bun e. Mm. Dacă ați avea rețeta Big Mac, cât de des v-ați face acasă, singuri? Mm. Natura e în contradicție cu Big Mac-ul meu. Putem și să analizăm mâncarea de pe video ăsta. E o diferență. Asta întotdeauna va fi mai bun, așa, îl vei mânca mai cu poftă. Dar totodată e și mai rău. Aș putea spune că prima mâncare la Santa Maria, ciorba aia a fost top. Felul 2 l-am luat acasă și într-adevăr s-a și răcit. Mm, nu prea mi-a mai plăcut. Ciorba top. În orice caz, 53 de lei a costat, a făcut banii. Deci raport calitate, bun spre foarte bun. Ieri am mâncat pizza aia, din Giul, nu mai știu cum îi zicea la sătucul ăla, terasa făinuță,
prețul 27 de lei, dar mi-am luat suc și sosurile alea și m-am dus în 40 de lei cu pizza aia. Iar raportul calitate-preț l-aș pune la bun. Maxim bun, aș zice. Iar acum, în timp ce îl și mănânc și mi-e și foame, poate îl supraevaluez, dar Big Mac-ul îl pun la raport calitate foarte bun. 24 de lei meniu, cartofi suc, una peste alta. Sunt mulțumit de ce am mâncat pe videoul acesta. Mi-a plăcut. Abia aștept să mai ajung la Santa Maria să mănânc ciorba aia din nou. Pentru pizza nu m-aș înghesui să mă deviez de la drum să mă duc să o iau, dar pentru ciorba aia m-aș înghesui. Iar Big Mac-ul avem aici în Timișoara, peste tot, deci în drum îți mai iei. Deci practic toate mâncărurile astea de pe video le-aș mai băga. Mi-au plăcut, au cam făcut și banii, un pic pizza aia, aș zice că sosurile ar trebui să fie incluse în preț. În rest, tot a fost așa cum trebuie. Mai au o gură de cola să stingă. Wow! Foarte, foarte bun! Acestea fiind zise, prieteni, rămâne să ne auzim pe următorul video. Dacă v-a plăcut, băgați un like. Dacă nu, un unlike. Și de aici încheiem video. Vă doresc o zi frumoasă și ne vedem pe următor. Vă salut!